bani, masă și cazare pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Apoi erau îndrumați de la biserici spre niște tabere organizate în acest sens, la Debrețin, în zona Balaton, la Tatabania și în alte locuri. În aceste tabere de refugiați, organele competente maghiare, cel puțin așa scriau ziarele lor, ei făceau publică treaba asta pentru ca refugiatul să știe cu ce se confruntă și care e calea lui și cum va urma primirea lui în Ungaria. Deci aceste tabere de refugiați trecea la verificări, documente, cum îl cheamă, de ce a plecat. Știți, noastră, un chestionar destul de complet, eu nu l-am văzut chestionarul ăsta, n-am auzit de el, am auzit de acest chestionar, dar nu l-am văzut. Din unele informații, pe care eu n-am reușit să le verific, că nu aveam posibilitatea, a rezultat că din aceste centre publice, refugiații erau îndrumați spre alte centre unde li se inocula sau erau pregătiți ca viitori, n-ar zice luptători împotriva României, ci ca viitori propagandiști antiromâni. De aceea vin acum și vă pot spune că acele grupuri România Liberă nu erau alții decât cei din taberele de refugiați. Erau aduși acolo și manifestau, așa cum v-am explicat, împotriva a ceea ce se întâmplă în țara noastră. Deci cam asta ar fi cu refugiați. Numărul lor ajunsese la un moment dat la peste 20.000 după scrierile presei și maghiare, dar și presa internațională făcea această precizare. Eu vă spun un lucru. Revin un pic că dacă existau semnale că Ungaria ar avea niște atitudini împotriva României. Să știți că nu numai împotriva României, ci și împotriva Republicii Democrate Germane a avut o anumită atitudine. În vara anului 1988, populația din Republica Democrată Germană aflată în concediu în România sau în Bulgaria sau nu știu unde, la întoarcere nu se mai duceau în țara lor, veneau în Ungaria, unde erau primiți în tabere și când s-au adunat, în timpul ăsta au început tratative între Ungaria și Austria și s-au deschis frontierele austro-ungare. Iar ei, prin Austria, au trecut și au ajuns în țara lor. Deci iată o atitudine față de o altă țară membră în tratatul de la Varșovia. La fel a fost și cu atitudinea față de noi. Făceau tot ce le stătea în putință pentru a-i ajuta pe cei care plecau din România și a-i îndruma în scopurile gândite de ei. Trebuie să spunem că vom prezenta în premieră din arhiva dumneavoastră personală imagini cu români refugiați în aceste tabere în decembrie 1989 și nu întâmplător v-am întrebat dacă știți despre eventuala... Ați spus că unii dintre ei erau pregătiți ca să fie niște luptători, să spunem, cu valențe antiromânești. Da. Nu întâmplător v-am întrebat despre semnalele care au existat și există în continuare privind participarea lor la evenimentele din decembrie 89 de la Timișoara, unde s-a declanșat scânteia Revoluției. Practic ei au fost vârful de lance, exponentul acelor violențe care au declanșat mișcarea, revolta de masă în Timișoara. Pentru că există informații, domnule colonel, că pe teritoriul Ungariei au fost ridicate unele monumente în memoria victimelor ungare care au căzut pe teritoriul României în decembrie 1989. Aveți cunoștință despre acest lucru? Să știți că încă mult înaintea noastră de a onora participanții la Revoluție, Ungaria a inițiat încă din luna februarie realizarea unui monument în orașul Eger dedicat, să-mi aduc aminte cât mai exact, dedicat participanților la Revoluția Română de la Timișoara. Deci, ăsta am fost... În februarie 1990. Vă spun foarte precis,
Da, cred că în februarie 1990 au ridicat acest monument în curtea unei instituții de învățământ militar, cu mare ceremonie, la care au participat autoritățile locale, biserica, autorități militare și, bineînțeles, am fost invitat și eu la această ceremonie de ridicare a monumentului. Ea nu mi s-a părut ostilă sau nu mi s-a părut, ba din potrivă am spus că, mă rog, bine că face cineva un pas pentru cinstirea celor care au căzut în Revoluția Română pentru înlăturarea regimului comunist. De acord cu dumneavoastră, asta este, să spunem, latura morală, religioasă, dar latura politică a faptului că au existat cetățeni maghiari care au murit în decembrie 1989 în România și există un monument pe teritoriul Ungariei, asta e practic una din cele mai bune confirmări ale participării străine la evenimentele din decembrie 89 din România. Nu vă contrazic, însă să știți, locul meu de muncă până a plecat în Ungaria a fost de așa manieră încât am cunoscut foarte multe evenimente. Și să știți că atunci când într-o țară au loc schimbări drastice, vecinii își trimit oameni să vadă ce și cum au loc aceste schimbări. Dacă schimbarea le va fi favorabilă sau nu le va fi favorabilă, trimit oameni să trimită informații în legătură cu mersul evenimentelor. Și atunci de ce să nu credem că Ungaria nu și-a trimis oameni să vadă ce se întâmplă în România? Poate chiar mai mult decât atât. Însă să știți că niciun document din timpul evenimentelor din 1989 nu constată grupuri organizate care să acționeze conform principiilor, să le zicem, militare, împotriva autorităților sau împotriva a ceea ce exista în România. Și cu toate astea, pe teritoriul, să spunem, în interiorul unei unități militare, Ungaria în februarie 1990 a comemorat, a ridicat un monument în memoria participanților la Revoluția Anticomunistă. Așa e acolo, la care am luat și eu cuvântul și am spus că agreiez ideea de comemorare a celor care s-au sacrificat pentru schimbarea care se făcea în România și că e un gest de prietenie, am zis eu atunci. Nu puteam vorbi altfel. Eram diplomat, reprezentant și nu puteam să mă apuc acolo să fac niște comentarii de genul celor care au fost luptătorii voștri sau... Dacă ai fi o bere la 2 litri, tu cât ai rezista fără să respiri?